Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În septembrie, fecioarele vor trebui să gândească larg și profund și să nu acordă atenție detaliilor, fără să se gândească prea multă la consecințe. Din 4 până în 12 septembrie, vremea astrologică va fi foarte favorabilă așa că multe fecioare vor putea atinge anumite înălțimi atât în sfera materială, cât și pe calea profesională. În plus, în prima decadă va fi mai ușor să elimini problemele vechi și să rezolvi situațiile dificile. Din 10 septembrie, Mercur, responsabil de comunicare și finanțe, va începe să meargă retrograd, prefigurând transformări pozitive în viață, dar fără a exclude dificultățile și întârzierile suplimentare, Venus se va muta în constelația fecioarei pe 5 septembrie și se va alătura lui Mercur, oferind șanse de activarea talentelor ascunse, utilizarea de contacte utile și activități eficiente în prima și a doua decada a lunii septembrie. Chiar dacă există unele greșeli, acestea vor fi corectate. În a doua jumătate a lunii septembrie va exista ocazie de a corecta ceea ce nu ți se potrivește. Concentrarea asupra propriului corp te va ajuta să recunoști temerile profund ascunse. Dragoste, iubirea, dragostea și relațiile de familie ale fecioarelor vor fi construite pe o bază materială de încredere și reciproc avantajoasă. Poziția ta financiară se va consolida considerabil și te vei simți mai încrezătoare. Aceste lucruri îți va permite să-ți îmbunătățești relația cu partenerul și să renunți la vechile ranchiuni. Multe probleme interne vor fi rezolvate și cu ajutorul banilor. După 20 septembrie, situația se va schimba, dar numai în bine. Îți vei extinde orizontul și vei face cunoștințe promițătoare. Fecioara liberă va avea mare interes în a cunoaște oamenii noi și va construi relații. Fii atentă când spui secretele tale chiar și persoanelor apropiate. Există șansa ca un bun prieten să te poată trăda sau să spună cuiva secretul tău. Dacă nu vrei să disperi și să strici prietenia, atunci păstrează toate informațiile doar în capul tău. Ai nevoie de un sfat? Adresează-te mai bine psihologului sau rudelor în vârstă. Sănătatea Principalele cauze ale posibilelor afecțiuni pot fi asociate cu temerile tale, inclusiv în mod inconștient, majoritatea problemelor pentru fecioare vor fi doar de natură psihosomatică, ceea ce înseamnă că totul este ușor de rezolvat, pentru a rămâne sănătoasă și plină de energie, direcționează-ți toate eforturile către analiza și compararea problemelor, nu încerca să alungi sau să eradichezi frica. Doar observă și înțelege-o. Dacă ai nevoie de ajutorul unui psihoterapeut, atunci nu ezita să-l contactezi. Toate activitățile de îngrijire de sine din această lună ar trebui să aibă ca scop atingerea echilibrului interior și armonie cu ceilalți. Tratamentele cu apă, stretching, aerobic, yoga sunt perfecte. Dacă vrei să slăbești, atunci participă la un fel de maraton. Îți poți invidia voința? Ți cu ușurință o dietă și refuze lucrurile dăunătoare. Banii, afacerile și cariera nu vor fi doar în prim planul grijilor din septembrie, dar vor deveni și o adevărată exersare și o recompensă sinceră pentru fecioare. Vei putea finaliza rapidă toate problemele care au fost lăsate în mod repetat fără succes. Disciplina și capacitatea naturală de a pune totul pe rafturi te vor ajuta în acest sens. În prima jumătate a lunii, orice contract și acorduri de afaceri vor avea succes, de asemenea, dacă vrei să ai un împrumut, este mai bine să o faci în prima decadă, căutarea de investitori și dezvoltarea afacerilor tale vor avea de asemenea succes, stelele îți îmbunătățesc capacitatea de a înțelege și de a simți ceilalți oameni, de a le prezice motivele. Aceste lucruri te va ajuta să distribui corect responsabilitățile între subordonați. Poți deveni accidental membra unei situații neplăcute din echipă. Acum este mai bine să nu te implici în disputele altora, ca să nu primești un junghi în spate de unde te aștepți mai puțin. Ca urmare a unui astfel de incident, reputația ta poate avea de suferit. Încearcă să fii flexibilă și diplomată în rezolvarea oricăror probleme. Păstrează-te neutră. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!